Doamnelor și domnilor, am revenit aici în studio la Agricultura la Raport. Aș vrea să l întreb pe domnul Mierlea despre aplicația pe care a lansat-o de curând și care este menită să vină în sprijinul consumatorului. Aplicația este vorba a fost lansată la 1 ianuarie anul acesta. Acum i-am făcut, să spunem, un cu... facelift. Mă rog, spune. da, Dar asta, mai e simplu, asta vreau mai să simplu. spun, da. Aplicația e foarte simplă, așa arată. E o aplicație care o putem descărca gratuit atât din iOS cât și din Android. Avem tot ceea ce ne interesează, de la informații utile. Avem un dicționar în care ni se explică tot ce înseamnă terminologia. Dacă vedem pe o etichetă că scrie, nu știu, Cocobaur de mizan, nu știu ce, am băgat acolo și vedem. E un E, nu e un E, e un colorant, face bine, face rău, are contraindicații sau nu. Avem totodată butonul de sesizări, dar ceea ce este cel mai important este acest buton. În momentul în care dai click pe el, scanezi codul de bare la orice produs agroalimentar, obții toate informațiile de pe etichetă, dacă are eur colorant sau conservanți se și când dai click pe el, îți spune dacă are contraindicații sau nu este utilizabil pentru copil sau nu. Și ceea ce este iar extrem de important, ai un buton foarte simplu, după ce ai scanat codul de bare, poți să faci direct reclamație produsului, dacă vrei să reciclezi ambalajul respectiv, vezi care este operatorul cel mai apropiat de tine față de unde ești în momentul în care vrei să reciclezi produsul respectiv, iar pentru prețurile de bază, față de monitorul prețului, avem un uh, preț real, comparând produse similare din diferitele magazine, funcție de unde ești, fiindcă este extrem de important dacă trebuie să fac 11 km în București, ar putea să nu se mai justifice diferența de preț și atunci, funcție de unde sunt în momentul respectiv, îmi dă magazinul cel mai apropiat. Cred că soluția aceasta este o soluție extrem de bună. Așteptăm cât mai mulți dintre producătorii mici și mijlocii să se alăture acestei inițiative și să ne remită informațiile de pe etichetele respective pentru a le introduce în, în baza de date, fiindcă, până la urmă, ceea ce cred eu este că un producător, un comerciant care este transparent, care este cinstit cu consumatorul, are mai mult de câștigat. Chiar dacă spune, domne, produsul meu are doar 30% carne. Dar uite, face aia, face aia. Dacă îți place gustul, mănâncă-l. Dacă, în schimb, încearcă să mă păcălească, să mă mintă și îmi pune, de exemplu, am văzut conservă de pateu de ficat, cu 45% ficat. Dar când te uitai la ingrediente, era, era pateu cu ficat de gâscă. Scria, pateu cu ficat de gâscă mare, 45% ficat. Și când te uitai la uh, ingrediente, avea 35% ficat de porc. Nu de gâscă. 5% alt tip de ficat și doar 4% ficat de gâscă. Păi și atunci e... de unde rezultase procentul ăsta de 45% da, ficat? Răspunsul a fost, pe păi, noi 45% ficat, noi ne-am zis de care. Spui, pe Pă, bune? Păi dacă scrie mare titlu, 45% ficat de gâscă scrie ficat de gâscă și nu scrie 45% ficat. Deci sunt două chestii separate. E, genul ăsta de două chestii separate, genul ăsta de trei la preț de două și când te uiți la preț, puteai să-ți câte una, că tot la prețul la ieșai. Când îți dă cinci beri și o șapcă gratis, dacă faci o coteală, ai plătit șapca pe, cu în de sat. Genul ăsta de mesaje ar trebui să fie sancționate. Și cum putem să sancționăm? Avem cel mai puternic mecanism de sancțiune pe care putem să-l avem. Și dumneavoastră și eu și cel care se uită acum la noi, avem banul în buzunar. Dom'le, când cineva face astfel de practici comerciale, înșelătoare, încearcă să ne păcălească, hai bine să nu mai cumpărăm produsul, hai să nu mai intrăm în magazinul respectiv. Boicotarea asta ar însemna cel mai mult. Iar Black Friday, că tot suntem în perioada asta în care dintr-o vineri în România s-a transformat într-o lună, a apărut în Statele Unite ca o boicotare a consumatorilor contra astfel de practici. Și atunci au venit retailerii, au venit de cei să reducă foarte mult prețurile ca să aducă înapoi consumatorul. Black Friday este, o, este, un, este să spunem, un, un protest pe care consumatorii l-au realizat asupra unor astfel de practici comerciale care nu sunt corecte. Iar ceea ce cred, cred că fiecare dintre noi putem să fim mai responsabili. Iar eu cred că dacă intrăm pe site-ul ANPC-ului, pe site-ul ansvsa și nu vedem ce control au făcut în ultimele 5 zile și ne dă așa, amest de 30 de milioane de lei. Cui, domne, le, și pentru ce? Ce, domne, nu putem să spunem că e secret. pentru cine e tot secret? Pentru marțieni? nu eu te plătesc pe tine, spune și mie, domnule, l-am cum controlat magazinul ABC și acolo am găsit produsul ABC care nu e conform. Și atunci și eu, la rândul meu, nu mă mai duc să-l cumpăr. Și atunci sancțiunea este mult mai gravă. Pericolul și uh, frica unui producător sau unui comerciant care vrea să facă o practică comercială incorrectă va fi de 10 ori mai, mai atent. Fiindcă de cele mai multe ori își bagă cât costă amenda. Plătim amenda, e în business plan și la revedere. Câți bani am făcut? Că până la urmă, o practică comercială de genul ăsta înșelătoare, amenda e de la 1000 la 10.000 de lei cu jumătate din minim. Da? Adică să plătesc 1000 de euro când vând 200 de tone, păi nici nu îl deci, consider ca pierdere. E genul ăsta de problematică aduce o problemă mare pe micul producător, pe cel mijlociu și pe cine? Pe la român, domne, care se chinuie săracul, cum spunea colegul de platou, cu mărul cu 30 de bani și îl cumpărăm cu 5 lei, cu 6 lei în, în, magazin. E, genul ăsta de practici ar trebui să găsim această formulă și eu cred că până la urmă clar suntem pe drumul cel bun. Au apărut legi, eu ce aștept ca tot ce înseamnă aceste normative, că de obicei e păcălea aia, să vedem noi la normative și mai lucrăm puțin, dar sper ca viitorii parlamentari să nu dea înapoi nici cu legea dării în plată, nici cu legea conversiei creditelor. Apropo, știți că în statul român pre, percepe taxe în euro, în condițiile în care toată lumea avem în lei? Mulți dintre dumneavoastră trec potul, se duc spre Constanța și plătesc taxa cu SMS și îți vine înapoi. Ai de plătit 3,5 euro. Nu de tată, păi ce sunt în Germania? La cursul BNR. E, și toate lucrurile astea ar trebui să se, să se regăsească într-o formulă de asta mai civilizată pentru fiecare dintre noi. Eu vă invit pe fiecare, descărcați gratuit aplicația. Dacă nu găsiți produsul în baza de date, fiindcă v-am spus, producătorii și mai ales mari retaileri nu ni le dau și mergem noi în magazine, cumpărăm produsele, le introducem, trimiteți-ne și informațiile ce produse încă nu sunt în baza de date. Și până la urmă, cred că era un mesaj la ziarele dinainte de 1989. Proletari din toate țările, uniți-vă. Eu cred că același mesaj, dacă am spune consumatori din toate țările, uniți-vă, am avea o putere mult mai mare la modul real. Domnule Cioroianu, apropo de ce spunea domnul Mierlea, sunt consumatorii uniți? Până la urmă știu să citească etichetele, au cultura asta? Suntem, că și dumneavoastră și domnul și, și eu toată sunt, lumea, sunt, to suntem. Toată lumea. Exact. În primul rând, no. suntem consumatori. După no, aia. Suntem uniți, prima dată. V-am zis, datorită sărăciei, cumpără cei mai ieftin și mai prost. Iar nu se uit Da, sunt carne. foarte mulți oameni, exact. iertați-mă, aleg nu după preț. Se uită că este acel un produs are o zi, două, trei să expire. Sau nu are carne. Sau exact nu are carne. Să știți că uh, am mers, pot să spun, am mers la muscă și îmi zice, îți dau și eu să mănânci tu salam din carne. Și așa e, într-adevăr, salam din carne. Nu-ți crea decât carne, sare sau afumătură. Că absolut nimic, niciun conservant. Se poate, se poate văzuc, și au apărut e, acel salam e, păcat. care e din, ori, din proteina animală, dar nu e din carne. Nu e din carne. Nu e din copite, protein. din coarne, din mugere, deci, din alea ghiare, proteină, corect. Nu proteină e proteina animală, nu protein. minte. Nu minte nu e din carne. Și eu vreau încă o dată că sunt din tagma agricultorilor ca în magazinele noastre să găsească produse românești. Nu că o fac din patriotism, dar... În primul rând că vedeți, mișcăm această morișcă, Uite, producător, și poate și cu domnul și cu dumneavoastră, procesator, și cu consumator. Opera, și cu asociația mai lor să facem și noi așa un studiu. Care e calitatea produselor românești, care e calitatea produselor brand propriu și care e calitatea pentru aceeași gamă de produse pe produsele de import? Domnul fi extrem de interesant. Am făcut Putența? un studiu pe ape minerale da. și apele minerale românești sunt în top și apele de import sunt undeva, cu toate că apele de import sunt de șapte ori mai scumpe. Domnul Mierlea, dacă am face, cred că un studiu, să vedem conținutul de reziduri, de, de pesticide din fructele sau legumele străine versus cele românești. Exact, ne-am speria. Să știți că noi, din sărăcie sau, mă rog, nu dăm cu atâtea pesticide și cu atâtea îngrășăminte la produsele agricole. Pidea iese cu 30 de bani. Da. des produsul și ajunge la 5 lei în raft? Exact. Și încă o dată spun, uh, am ajuns să consumăm gunoaiele din uh, din Europa pentru că, da, uh, interesant e că nu le aduc ei. Le aducem Tot noi românii. Cine doar? Noi aducem să ne otrăvim semenii. Nu e admisibil așa ceva. A zis de carne. Păi câtă carne nu e din Polonia venit? N-are niciun gust. Niciun gust. De ce nu încurajăm? Vorbeam cu până am intrat în misiune cu, 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 colegii de aici și carnea de porn din România este în faliment. 5 lei kilogram, un viu, 3 jumate, ,5, 5 lei. Vă dați seama? Și cumpărăm de la străin pentru că de ce? Vin că primesc primă la export, au subvențiile mai mari. De ce agricultorul român nu este egal cu agricultorul german, francez, englez? La ea, hectarul e mai lung, e mai larg. Nu se poate. Pe când Eu mă uitam. la noi, noi primim pe jumate sau chiar și poate mai puțin sau animalul. Cred, cred că ar fi interesant o emisiune cu produse brand propriu ale marilor hipermarketuri și supermarketuri care sunt și în România. Câte produse brand propriu, produse în România, se regăsesc pe piețele din Germania, din Franța, din Polonia. Dar câte produse din Polonia, Germania, Franța, Cehia sunt în România? E le Mirilea, vă propun să facem această emisiune cu atât mai mult cu cât urmează perioada asta a sărbătorilor. Toată lumea da, da, are chiar, un apetit deosebit pentru. Unde cumpărături. trebuie să fim mai buni? Trebuie să fim mai așa, buni așa. și mai atenți ce cumpărăm, implicit, <laughs> pentru că acum marfa. Vorba aia vine din toate părțile și pentru toate buzunarele, așa cum bine. Și Să le venim, de exemplu, acția. să vină și reprezentanții hipermarketurilor și supermarketurilor și să aducem, de exemplu, produse brand propriu și să le mâncăm aici, să vedem. Mâncă din produse brand propriu. Ah, exact nu? nu e produse prin propriu cu toții, dacă cine va că și... Și să vedem, domne, un produs brand propriu, de ce are, domne, 16-17 euro? Domne, sunt bune? Că toată lumea spune, domne, dar cine a spus că nu sunt bune? Că sunt legale. Doamne, doamne, ferește, totul e legal. Și ciocanul e legal, depinde cum îl utilizezi. Bascuiu sau îi dai în capul unul. Dom'le, și ciocanul e bun, adică n-a zis nimeni. Dar acidul citric nu e foarte rău sau altceva. Dar îl găsești și în șampon, și în pasta de din, și da, în rimel, găsesc. și în brânză, și până la mozzarella, și în pâine, și în, portocal și, în portocal, și... Da, dar nu are legătură cu citricul. îi spunea ci citric. Dar la nu veni venit din portocală. Sau vedem fresh de portocale făcut din reconversie. De... Păi dune, e fresh? E produs fresh din portocale? E sau e reconver din nu știu ce minune? Păi dune, ce produse mâncăm, domne până la urmă? Asta vreau să vă întreb eu. Dacă cei care ne-au urmărit, au analizat cu mare atenție ceea ce a spus, cred că ar trebui să ne îngrozim vis-a-vis -vis de ce mâncăm nu, doamne, sau eu, să ne speriem. Eu, eu, dau, cel un, puțin, eu dau totdeauna că... un, un sfat. Dom'le, dacă vezi mai mult de trei produse, în trei ingrediente, în lista de ingrediente, care nu le înțelegi, domne, nu înțelegi ce scrie, glutamada, nu știu ce, guma arabică, lasă-l, produs produsul în raft. Și caută altul, fiindcă sigur vei găsi un produs mai aproape de ceea ce scop. Poate e puțin mai scump, dar nu e mai scump, e mai ieftin. Mai puține medicamente pentru copilul tău produsul respectiv are carne, deci mănânci ceea ce ți-ai propus să mănânci, dacă îți propui să mănânci, păi ia-ți pastile, domne. Te duci, ți suplimente alimentare, îți iei un pumn de pastile, le-ai băgat dimineața și ai încheiat povestea. Dacă vrei să aibă și gust, să se și întâmple niște lucruri, poți să-ți iei produs proteină animală cu puțin caragenan, cu puțin, nu știu, aromă de fum, că nu mai e nici fum astăzi. E aromă de fum, știați asta? Deci la produse e aromă de fum. E aromă de da, aromă de dai aromă de ți-a ți făcut un produs frumos și ți-l-a băgat la vânzare. Ei și atunci, din perspectiva asta, eu cred că fiecare citiți eticheta, nu înțelegeți trei produse, lăsați-l la, la o parte. Descărcați aplicația Infocons, scanați codul de bare și lămuriți-vă singuri. Da sau ba unui produs. Și votul nostru, că tot suntem în campanie electorală, noi votăm de câte ori cumpărăm. Votăm brandul, votăm magazinul. Putem să dăm un vot nu sau un vot da de fiecare dată când achiziționăm un produs. Hai să fim puțin mai atenți și eu sunt convins că cel care cumpăr și eu am făcut chiar niște emisiuni la un moment dat, mergeam cu camerele în supermarketuri, ziceam, nu, n-am timp să citesc eticheta, îi prindeam la casă și domnule, acum să citim. 70% din cei cu care discutam schimbau 60% din produsele din coș după ce citeam eticheta, fără să spun Câți că bine sau ei rău. citeau eticheta înainte Niciunul. să le atrageți dumneavoastră atenție? Niciunul. Crembuș de pui, care când citei pe el, avea slănină. Și unul l-am întrebat, ce e asta? E slăină de pui? Ce da, nu de pui? De pui de ce, dule? Pui de porc, pui de vulturi, pui de ce? Salată de icre cu 3% icre? Păi și restul ce sunt tată? Și din alea 3% erau 60% icre tamarină, adică de alea de rechin, de balaur, de mai știu eu ce. Păi până la unde e crapul? Unde mai era icra de crap? Pe păi etichetă doar. Păi da, da, și pe etichetă. Mic, 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 ca să nu vedem și găsim produsele alea congelate, aduse din import sau de pe undeva, un 11 limbi, eticheta în română este scoasă la imprimantă, lipită, la umezeală aia se duce și ce mai înțelegi de acolo? Lasă, domne că e bun, că e ieftin și mănânci mazăre furajeră. Am găsit mazăre furajeră. Ce domne, dar nu era pentru consum uman. Păi și atunci păi de ce, era de ce era, era acolo? pentru cine era, domne mazărea furajeră? Păi dau la câine, cui eu dau eu acasă de dacă eu iau din hipermarket mazăre furajeră? Suntem credul ca și consumatori până la urmă? După 50 de ani de comunism, Astăzi ce vedem? Mergem în fața raftului de unt și vezi 40 de branduri de unt. Care să-l mai alegi, domne, Nici nu mai știu. Ăla e mai reclamă, ăla ai mai frumos. Da, dar sunt e. tinerii care s-au născut după Revoluție. Da, Ei... Eu, ceea ce este important, oamenii au început să-și pună întrebări. Dacă ne uităm, sunt mai mulți oameni la sala de sport, încep să. produsele bio încep să crească, să mai uită oamenii pe etichet. Nu dar și aici cu produsele dar, bio e o discuție, că multe sunt declarate bio, dar. Nu, eu cred că toate produsele care sunt certificate bio sunt cu adevărat bio. Și cred că nimeni nu știe. aveți sunt sigur de dovada? Chiar. Eu sunt și sigur de chestia Am asta. Ceea ce nu înseamnă că un produs bio nu are euri. Grijă și la asta. Adică să ne uităm și la ăla pe etichetă, care are voie până la 3-5 euro, adică poți să te, gânde te gândești că brus nu mai are coloranți sau conservanți. Dar ceea ce este extrem de important este că astfel de emisiuni îi pune cetățeanului întrebarea, uite-te dumne pe etichetă. Iar în seara asta, dacă tot e la televizor, poate doamna să se ducă până la frigider, ce vrea să pună mâine copilului la, în sandwich? Am făcut un studiu comparativ Știți că un sandwich în România pentru un copil ajunge la 47 de euro. 47 de euro. Wow! Păi numai să pui din hârtie să faci, să decupezi litere E, 47 nu mai trebuie să mănânci ăla. Mănânci un pumn de hârtie, te săturat. Cum să fie un sandwich cu 47 de euro? Pâine cu 11 euro, o felie de șuncă cu 16 euri, o margarină de aia cu nu știu câte euri, puțin ketchup care nu are roșii, are doar culoare de caragenan și cu iz de aromă de... Păi nu se poate așa ceva. Hai să ne uităm și noi puțin pe etichetă și măcar pentru copiii noștri să fim mai responsabili. Și în loc să cumpărăm uh, un kil de salam, hai să luăm 30 de grame. E atât de simplu, în loc să nu trebuie să cumpărăm numai carne, mai ales vine acum postul, iar apropo de post, vine acum, vine acum postul, ui, citiți foarte bine eticheta produselor de post. Uh, parizel de post, uh, da, uh, nu știu și pateu de vegetal și nu știu ce, pline, 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 pline cu așa au opusurile în ele. Dar sunt și produse care sunt uh, apropiate de ceea ce dorim. Citiți eticheta. Eu cred că dacă am citit eticheta și dacă nu înțelegem trei produse și l am lăsat în raft, în șase luni de zile am avea produse calitative. Domnul Mierlea, foarte scurt, pentru că știu că trebuie să plecați la pauză, vreau să-mi spuneți dumneavoastră când mergeți la cumpărături, cum procedați? Trei sfaturi pe care ar trebui să le în ai... aplice orice. Înainte, consumator. De a, înainte de a merge la cumpărături, avem secțiunea teste comparative. Dați acolo pâine și îți dă 100 de branduri de pâine. Îți alegi 3-4 branduri, 2 la mână. Uite-te pe etichetă, n-ai înțeles 3 bă, ingrediente să l în raft, termen de valabilitate și cere bonul fiscal, domnule. Poți să schimbi produsul, poți să faci o reclamație. Am făcut lucrurile astea, vom avea produse calitative. Iar doi la mână, dacă totuși vrem să bem, de exemplu, un produs tip cola, sunt alea cola nu fără a spune din cele două branduri, să știți că Cola Zero, de exemplu, are sare. Unele au și zaharuri, fiindcă sunt potențiatori de gust. Zaharul găsim și în, salam. Și atunci să fim puțin mai atenți și mai responsabili. Dacă nu pentru noi, măcar pentru bunici, pentru părinți și pentru copiii noștri, cereți bonul fiscal. Nu pentru tombolă neapărat, nu pentru fiscalizare, pentru fiecare dintre noi. Domnule Cioroianu, vă da. mulțumesc frumos și dumneavoastră, îi mulțumesc foarte mult și domnului Mierlea, cu domnul Cioroianu și cu Dar vă o cu să vin alții neapărat ne vedem vă după și pausa. dumneavoastră și sper să Bă. faceți în emisiune ceea ce ne-a promis domnul Căpățână. Voi respecta litera, mâine la prima oră colegii noștri sunt la, la dânsul și vă vom spune ce răspuns am primit sau dacă n-am primit și dacă am primit, cât de bine va fi informat consumatorul, cel puțin măcar în zona magazinului de retail pe care dânsul o păstorește. Am înțeles. Bine. Mulțumim frumos încă o dată pentru prezență. Luăm o scurtă pauză și revenim apoi la agricultura la raport. Nu va...